este într-adevăr o campanie la nivel național a PNL, care se folosește de o problemă reală, dar pe care o manipulează în interes politic și electoral. Eu nu cred că este cineva în sala aceasta și în oraș să creadă că este o pură întâmplare și o simplă coincidență prin care liberali din diferite județe ale țării au deodată aceeași grijă pentru apa de ploaie, culmea, înainte de campania electorală, după ce timp de 3 ani de zile au dormit. Sincer vorbind, toți, dar absolut toți, dorim să plătim mai puțin sau aproape deloc în perioada alegerilor. Și politicienii încep pomeni electorale. Unii dau ciocolată gratis, alții dau ulei, alții dau apă gratis și eu doresc să se plătească cât mai puțin dacă legea ne permite. Eu ca primar, dacă ar fi după mine și am avea legi clare în acest sens, nu aș dori să se plătească nicio taxă, niciun impozit. Dar în toată lumea civilizată din Europa și până în Africa, statul reglementează prin legi taxe și impozite. La Brăila din 4 în 4 ani, consilierii PNL fac un singur lucru. Cir ieftin. Și dovadă e faptul că la Brăila, la fel ca și în alte județe, înaintea campaniei electorale, promiteți că scoateți apa de ploaie și vă citesc articole dumneavoastră de la campania electorală anterioară, unde ați strâns 10.000 de semnături. Liberalii hotărâți să elimine taxa pe apa de ploaie dinaintea campaniei electorale trecute. Ați vrut să faceți referendum. Și când ați văzut cât costa referendumul, ați abandonat ideea. Dar știți de ce? Pentru că și atunci, ca și acum, ați fost obligați să înțelegeți că apa de ploaie se scoate doar prin lege, nu de către primar. Și la momentul acela, în luna iulie, un deputat liberal alături de alți parlamentari au dat o lege prin care s-a scos din factură apa de ploaie. Iar luna decembrie, parlamentul, același parlament, a anulat inițiativa legislativă a deputatului PNL prin care s-a scos apa de ploaie din factură.